Pentru a ajunge în patrimoniul nostru, centralele și aparatura de termoficare de la Alexandria trebuie demontate și transportate, apoi inventariate, înregistrate și eventual conservate pentru a-și aștepta folosința. Înainte de asta trebuie întocmite unele proiecte de specialitate pentru ca aparatura să poată fi folosită cât mai eficient. Municipiul Alexandria nu e un caz singular. Situația care se întâmplă la Alexandria e în principal determinată de lipsa investițiilor la sistemul centralizat, automat costurile foarte mari la energia termică în sistem centralizat. Și municipiul Giurgiu poate ajunge într-o asemenea situație dacă nu intră într-un program riguros de modernizare. Dacă nu acționăm rapid în sensul reducerii pierderilor și implicit a reducerii prețului de cost la energia termică, și aici vreau să spun că prețul de cost este substanțial din costul pierderilor este substanțial din costul energiei termice, undeva la 10-12% ca și cost, putem ajunge într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat la situația Alexandria. Pentru că rețelele noastre de distribuție sunt vechi și uneori ineficiente, pe traseul producător de energie consumator se înregistrează pierderi mari, care se reflectă în costul gigacaloriei. Dintotdeauna aceste pierderi au fost plătite de consumatori. Modernizările la noi sunt aproape de final, cel puțin la partea de distribuție, la partea de transport începem de anul viitor și sperăm ca în 2-3 ani să terminăm și prețul să ajungă în așa fel încât să nu mai fie tentant o montarea unei centrale de apartament și sistemul centralizat să fie viabil și din punct de vedere economic. Pierderile actuale de pe traseul de distribuție se ridică la aproximativ 20-25%, dar au fost perioade în care acestea ajungeau la 32%.